Gheorghe? Gheorghe? Ce faci, mă, Tudor? Ce-ai, mă, femeie? Lasă-mă în pace. Hai, mă, nu dormi, mai stai și cu mine. Eu nu stau fă destul cu tine, nu stau, toată viața stau cu tine. Odată în viață stau cu tine, Floară. Lasă-mă să dorm, uite, și după aia stau cu tine cât vrei. Hai, mă, lasă somnul și hai să mai... vorbim și noi. Păi l-aș lăsa eu, dar nu mă lasă el. Gheorghe. Gheorghe, mă! Ce ai fă, Floară? Ce naiba ai fă? Lasă-mă să dorm odată! Că sunt după o zi de muncă! Ce muncă, mă? Ce ai muncit tu azi? Ce să spun după o zi de muncă? Munciști tu azi? Nu te-am văzut eu că ai stat la poartă cu țugurlan toată ziua, stătuși? Cine, fă? Eu? Tu. Ce munci eu astăzi, Floară? Pe bine, fă, nu te dui mâncare la porc! Nu mulsă-i vaca! Nu acărai apă, mă, turai curtea. Adunai ouăle după cuibare. Mă, dusei și luai mălaiul de la moară. Mulțăi vaca. Reparai poarta aia că să hâțâna. Aruncai bolovania aia de pășoanță, că nu mai curgea apa aia deloc. Mulțăi vaca. Dar de câte ori mulțăști tu vaca, mă? Păi de multe ori, când dădea pe din afară, n-ai văzut. Bugai lemnele alea din curte, le băgai în magazie că ploua pe ele. Spălai porcul. Mulțăi găinile, că nu mai... Un săi iarba aia de în curtea lui Țugurlan, când l-aș să facă aia. Am dat și cu coasa pe acolo, pe... Hai mă, lasă-mă, mă, cu astea, ce să spun? Asta sunt de înviorare! Eu și de muncă grea, adevărată! Nu... Da? Mă arunci jur de-astea! Păi de ce nu spui așa, Floră? Că dacă vrei, îți dărâm casa și ți-o construiesc la loc după aia, na, ca să fii tu fericită! Muncă de-aia... adevărată... de-aia... în folosul familiei. Nu știu dacă înțelegi. N-am instrumentele la mine. Gheorghe! Aoleu, aoleu! Gheorghe! Ce vrei, pă, ce vrei, zi? Pa, tu ai visat la ceva, așa, nume... în viața asta. Păi mă lași? Mm? Ce-or face țugurlanii ei acum? Ce-or face ei acum? Dorm, săracii de ei, dorm. Că ei n-au o cucuvea ca să-i toace la cap în miezul nopții. Nu vorbi așa de mine. Vorbi așa de mine, că nu-i frumos să vorbești așa cu omul de față. Și atunci lasă-mă să dorm. Mă, știi că și-au luat două canapele? Două, machia, ce fac ei cu două canapele? Păi să se culce pe ele, Floară, ca oamenii botezați, da, aia și-au luat. Ai zis și mie o strofă dintr-o poezie frumoasă și te lasă doar. Ha! Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, noapte bună. Noapte bună. Dorm și florile în grădina. Dorm în pace. Of, Doamne, de ce nu mă faci pe mine o pălămidă, ceva, o tufă de ceva? Să dorm și-o măcar o oră. Doamne! Ce-ai făcut? Ce mai ai acum? Uite, fâlfâie un purice pe aici. Păi da, unde fă purici? Avem noi purici! De la pisică. Apropo, ce-o face pisica mea? Ai mai fost pe la ea? Bine, Floră. Ce faci? Le? Da. Unde? Mă duc la pescuit. La ora asta. Ce, Doamne, iartă-mă să prins tu cu noaptea. Uite un somn de 2 ore jumate, aia prind. Păi și pe mine mă lași așa ne... Ne ce? Muncita? Eu ce fac, mă, că nu-mi e somn? Numără oi! Care oi, că n-avem?
Atunci numără firele de păr. Care păr că n-am? Ăsta... Hai fă, numără firele de păr din cap. Te tragi de părul tău din cap până nu mai poți și când nu o să mai poți, mă chem pe mine și vii și te salvezi. Că m-ai distrus, lasă-mă în durerea mea, că nu mai pot! Nu mai pot! Te-am vis acasă, noapte în vis. Te spălam, te vieptănam. Ia să mă duc eu la Țugurlan să văd ce-i face Motanu, doarme?